a fie unul din masă, adică să ia cât mai mulți, să nu vii cu un subiect în care implicațiile să fie titulat. Că tu, după ce iedezi, nu l-ai găsit, din motivele tale, de greșituri, să zicem, tu nu ești atenționat că ai greșit, decât mai târziu când apezi aici e de X și îți dai seama că nu este X-ul, ba mai mult, zice, se află X-ul, aici gata, intri în panic. Te întorci acolo, nu vezi greșeala, te întorci de două, de trei ori, ești nebunit, îți dai seama că nu poți continua. Și atunci, trebuie ca autor să fie unul atent și să-ți dea EDX-ul ăsta. Deci așa aș fi făcut și eu, ca profesor. Nu dau pentru situații de selecție. Când e vorba de olimpiadă, când nu știu ce, urmăresc capcane și corectitudine în calcul. Corectitudine înseamnă că dacă a greșit undeva, vorbește singur. Și chestiuni de finețe, capcane și mai departe. Acolo când e selecție. Da? Deci, până apropo de chestia asta, în state există, mă rog, au o variantă prin care fac școli speciale, unde adună copiii cei mai dotați. Și pentru chestia asta, să zicem, să dă vreo trei teste, să dau vreo trei teste, în care la prima, să spunem, testare, se încearcă o selecție prin eliminare, adică cine nu face, este să cadreze într-un număr de și o pica sub numărul acela, aud. La vreo 6.000 de copii, dar la cei care doresc să participe, să intre în școala aceea de elită. Numai cei care doresc. Și să-l adunați, să zicem, la un moment dat, vreo 6.000 de copii din zona aceea. Cei 6.000 de copii, după primul test, au rămas 550. Oh. 550, atât au rămas. Acești 550 se încadrează în două grupe, cei care sunt de-au făcut, intri în grupa de 1%, adică sunt excepționale, și cei care intră în 2%. Cei care intră în 2% vor merge la o școală care se însemne o săptămână, îți duc la aceea specială, restul la școală obișnuită. Mm-hmm. Tot e o șansă. Tot e o șansă, el ia legătura cu ce se face acolo. Deși va avea un handicap tot timpul, când la o săptămână își vede așa ceva, acolo nu prea înțelege. Așa. Da, este o formă în care se poate agăța, ca la anul următor să înceapă din nou de mersul pentru așa ceva. Iar după acești 550, după două testări, din ei se aleg cam 60, cu 40, cam 60 cercei de super elită și cei 40 de elită de grupul 2. Deci după a doua testare. După a doua testare și a treia. Masiv. Da, mă simt nerteaș. Deci a doua și a treia testare... E dură? E foarte dură, sigur că da. Deci în finalul, după cele trei testări... Da, se rămân 100 și noi 160 merg la prima și 40 merg în funcție din multiplicare. Da, da, da. Deci este o selecție foarte dură. Și în anul următor, se încep iarăși trăierea asta, cei care își propun treaba asta. Copiii își văd unde e nivelul, practic. Da, da. Și fac și o testare asupra posibilităților generației respective. Da? Păi eu din 600 sunt la 200-le. Da, și ce să vă spun, este o formă destul de dură, pentru că este așa, o, să zic, o carticultură generală. Oare biologie? Științe. Și scris în engleză și citit în engleză și ce mai departe. Deci copiii din clasa 1. Da, pentru copiii care vor să ajungă în clasa aceea de elită, adică să fie elita regiunii respective. Da, 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 deci să faci o selecție foarte, sincer, dură, foarte dură. Îi privești cu admirație pe ei, știi că sunt acolo pentru că sunt foarte buni. Da, da. Și așa că, vedeți, peste tot se încearcă să se găsească copiii super dotați,
nu se poate mai supera pe ăla, trebuie să fie muncit foarte mult. Deci să muncească foarte mult. Nimic nu, nu merge așa, zici tu, eu sunt de la doamne, eu sunt la doamne, doamne, așa deștept, știi cum, și numai, fiindcă-s deștept, eu nu încerc doamne. Exact. Țineți minte ce vă spune. Dar sunt copiii și îmi dorează să are, chiar au, sunt așa. Au tendința să creadă că se poate. Eu am o fetiță care nu învăța nimic acasă. Credeți-mă că a intrat la 8-a, după, la Vrânceanu, deși copilul vrea să meargă la medicină. După 4 ani din Vrânceanu, din clasa a 10-a și-a dat seama că ea nu-i medicină, nu-i face chimia, și-a dat bacul la matematică, fizică, și română. Și-a luat aproape de 10 la toate. Da? Și s-a dus la facultate la limbi străine rusă și germană. Nici măcar nu a avut treabă cu cetatea mea. Ca să vedeți, i-am, nu știu cum. N-a știut ce a vrut. Nu știu cum îi percepeați. Nu învăț acasă. Mama zicea, nu învăț acasă. Nu învăț să înveți pentru o parte, pentru o opta, pentru... Nu învăț să înveți. La chimia mi-a făcut. Da. Înseamnă că avea un potențial, să spunem, foarte bun. Era foarte atentă la clasă. Vă dați seama? Dă-i facul la română, mate și fizică. Da, da, da. Deci avea partea asta, era atentă, nu-i scăpa nimic în clasă. Da. Am să vă mai spun, apropo de chestia care nu mi s-a întâmplat mie. Deci eu, fiind la țară foarte multe probleme și muncit cât trebuie, în 5-8, nu aveam timp niciodată, dar niciodată, să fac temă. Și atunci eu învățam numai în pauză. Și fiindcă numai în pauză trebuia să... Eu nu ieșeam din clasă de dimineață când intream și până când de așa. Dar în timpul lecției trebuia să merg la 80% din lecție. Exact. Și 80% trebuia să fac cu mine. Deci la predare eram... Știind că n-am timp să fac treaba asta acasă, atunci era corectat la maxim aici. Asta lipsește și copilul în ziua de azi. Tocmai. Ei știu că acolo la clasă poți să mai fac orice trebuie să treacă pe lângă mine când mă întâlnesc la mate cu proforma aia eventual. Și îmi explică o dată teoria și ce treaba mea, ce face acolo profesor. Eu nu am vrea șansa asta, adică una singură să fiu atent ori și urechi. De aceea, acest stil de a fi atent la maxim, l-am păstrat foarte mult timp. Încât în liceu, profesorul de fizică, v-am mai povestit, a acceptat, să uita în ochii mei și era foarte atent, să-i dau ochiul pentru ca să continui lecția. Deci aveam așa un simț practic dezvoltat, încât el a descoperit, băi, dacă fac o greșeală, asta mă rade. Da, atenție, așa era de atent. Și când l-am prins în clasa a 10-a, l-am dat de pământ, nu s-a văzut. Deci, făcut o greșeală, în timp ce plădea lecția, și eu am zis, nu. Și s-a făcut liniște, de plin în clasă, toată lumea a muțit. Adică Răbicioare nu e corect aici, profesor. Aici fenomenul este așa, așa, am zis, după 5-2-3 minute, așa, când copiii, zic, băi, ce faci, scoate profesorul din împrugătură? Te să scoate. Și a spus, stai la jos acolo, tu ți-e rușine, te studiești. Ce las copii, ca să fie auzit de profesor, și să intri în grație, știi? Eu sunt frumos, am putut, m-am dus de la catedră la el și am putut de dialogul cu el în direct acolo, la catedră. În vacanul ăsta care era, vede la loc, pe ei, nu ți-e rușine, nu știu ce am rușine. Și după 10 minute de dialog, explicând de doi la liniște, tot ce am auzit. Am greșit. Până acum am predat-o așa, cum am predat-o și astăzi. Greșit. Din clipa asta, o voi preda cum mi-a spus-o el. Deci cum mi-a explicat el și cum a intervenit ursul, așa spuneam. Ei bine, acela a fost momentul de cotitură pentru mine. În relația cu profesorul acela, nu mai eram elev, eram colaboratorul lui. Și când m-am trezit că după câteva zile, zic, măi, știi ce asta? M-am chinuit la o problemă de matematică, de fizică, nu a ieșit din gazetă. Păi știu și tu la ea. Nu puteam să am teză, a doua zi puteam să am orice, nu mă interesa, e o problemă aceea, am stăteam toată noaptea acolo să o fac. Pentru că el nu mă scotea cu
colaboratorului, egalului. Nici acum nu știm dacă nu a jucat un teatru foarte valoros, sensizând că are șansă să-mi dea, să spunem, aripi prin acest dialog. Eu cred că v-a zis că până acum am predat-o greșit. Da, da, da. A fost puterea să spun așa ceva în fața clasei. Exact. Deci este spectaculos. Mi-a jucat teatru, că zice asta, domnul profesor. Da. Dar, și atunci am înțeles-o. Numai eu și el știam de asta. El putea să eschiveze exact, și spune, nu, dar acum era o chestie care el s-a simțit dominat de mine. Am înțeles. Da. Dar putea să se eschiveze. Mai stau de vorbă, o să ne mai uităm, o să da, sau să nu le că eu până acum am predat da, și fără intervenția exact. Asta. Că am predat-o greșit și da. Deci toți au rămas, toți colegii mei. Da. De unde venea asta? Din acest antrenament în urmă, în școala generală și de când mă știam, de varianta de a fi atent, uite și regla noastră. Asta e. Deci totul furam de acolo, iar dacă ceva se zidam greșeală, imediat mă ridicam și nu-i bine acolo, cum am avut curajul să mă ridic împotriva profesorului respectiv. Da. Asta lipsește copilul în ziua de azi. Asta am vrut să vă trag atenția. V-am spus vouă, dar am spus-o tuturor prietenilor mei acum, că singura soluție pentru a realiza un progres este muncă, muncă și iar muncă. Și să-ți urmărești ideea până la capăt. Iar esențial este ca la clasă să fii oșuric. Să prinzi acolo 60-70% din lecție, chiar o poți prinde sus 100%. Pe cine te ajuns acasă? Nu mai acolo merită să le duci la temă. Exact. Atunci. Deschizi cartea și te apuci de temă. Că știi teoria. Păi înțeles bine. Dacă nu trebuie să o faci acasă. Dacă nu o faci de nouă acasă. Faci pentru de timp, dar și acasă o poți face cu cartea în mână, cu creierul, acolo și vezi. Am mai făcut noi o lecție sau două, așa, cu cum învățăm să învățăm. Corect. Da. Aceste lucruri trebuie să le rețineți. Ceasul cât este? 7. Da? Ne putem opri. Da, da. Facem sinteză, da? Nu am... Nu am spus aceste lucruri întâmplător. Dorința mea prin acest dialog care am avut cu voi, prin discuția care am avut, este să vă mobilizez, să înțelegeți că ce mare lucru trebuie să faceți voi. Să fiți atenți la clasă. În timpul lecției, dacă tu îți fugi mintea stânga, dreapta, ce mi-a scris celălalt, ce mi-a făcut altul, mai te hărjonești, mai stai cu colegul tău în bancă, ia vezi nu știu ce pe telefon, și așa mai departe. Toate acestea sunt, de fapt, împotriva ta. Deci, toate. Așa, dar, prin deza. Oare. Când domeniul, un domeniu de definiție, când există și domeniul de o atracție, deci, sinteza. Oare. Oare. Amin. Expresie pentru atracție, de fapt, cum zic eu, copiii de carte. Definirea unor expresii. Da. Simplificarea. Simplificarea, corect. Expresii. Da, simplificarea. După ce am pus condiții. Deci nu fac simplificarea înainte, ci forma cerințială. Asta era, expresii în toate operațiile. Expresii. Cu toate operațiile. Da. Am lucrat și cu delta. Factorizarea. Factorizarea. Unei expresii. Da. Divizibilitate, când am făcut la primul când diviziune cu 15. Divizibilitate.
Da, bine. Da. Maximul și minimul este da, discutat. Da, da, da. Maximul. Minimul. Mai mare ca zero, mai ce punem? Inegale, inecuații, inecuații, am avut și eu văzut, inecuații. Cam asta. Cam asta, da. La revedere! La revedere, vă mulțumesc, mai profan și vădărâm în seara plăcută în catenare. Nu uitați să faci și el. Și să vorbească prietenilor, să le spună tuturor, toți cei care știu de prof online, iată mi-a spus astăzi da, că el le-a spus colegilor lucrul acesta și la câțiva colegi care îndată și-au făcut lecțiile pe baza a ceea ce discuta cu curs și întâmplă așa am trecut, cu oameni de colegii voștri și făceau lecțiile în mâine de cred că așa cum a se întâmplă. O fac, probabil, de